Pare să știți că miroase a iarnă. Cred că iarna a stat și să ne aștepte pe noi ca să avem parte de acest spectacol. Eu doresc micilor mei prieteni să aici pe scenă să evolueze, să aibă curaj în ei, iar dumneavoastră părinții și dumneavoastră publicul, ca să-i încurajăm, am să vă rog să faceți ce știți mai bine, să-i aplaudăm! Hai să credem tot ce spunem. S-a numit spectacolul de teatru organizat de Școala Populară de Arte și Meserii în sala Ars Nova a Centrului Cultural Pitești. Manifestarea a fost susținută de elevi care urmează cursul de actorie din cadrul Școlii Populare de Arte, coordonat de actorul Adrian Duță. Spectacolul a fost un bun prilej pentru micii artiști de a-și demonstra aptitudinile pentru teatru, dar și utilitatea cursului de actorie. Pentru eforturile lor, copiii au fost răsplătiți cu aplauze puternice din partea publicului format din părinți și bunici. Vă felicit, foarte frumos jucați, eu v-am mai văzut în diverse ipostaze. Am vorbit cu domnul profesor să vă formăm și ca moderatori pentru televiziune, pentru diverse emisiuni. De aceea vreau să vă încurajez, știu că voi cu domnul profesor aveți foarte mult curaj când ieșiți pe scenă mai puțin, aș vrea să vă încurajez ca pe rând să fiți prezentatori la spectacolele pe care noi le facem. Școala Populară de Artă are foarte multe spectacole în timpul unui an și să aveți curajul să fiți spectatori, să fiți moderatori și prezentatori la aceste spectacole ale noastre. Deja unul, doi dintre voi au început și cu foarte, foarte mare succes. Unde este e păpușica noastră da, pe aici? Da, da, da. Ralu? Da, ea este. Ralu? Da. Ralu e în spatele lui tati. Da, nici nu mai cunoșteam. Așa de... E transpusă în noua piesă deja. Așa o să este. Vedeți în Noapte de Revelion. Este o foarte bună prezentatoare. Toată lumea a aplaudat-o. Deci, încă o dată, vă urez la mulți ani și dumneavoastră părinților, vă mulțumim foarte mult că ați optat pentru Școala Populară de Artă, pentru actorie. Încă o dată, la mulți ani! Dumnezeu cu cană ziță! Bine că veniți! Eu nu puteam să viu! Mi-era frică că mă spune neachiriacul jupânul că am umblat noaptea pe drum. Ei, l-ai găsit? I-ai vorbit? I-ai dat? I-ai spus? Da, cu cană! Și ce? Mersi! Și tu ce-ai spus? Pentru puțin! Nu i-ai spus cum te-am zis eu? Ba da, l-am luat să-i arăt casă. Of, nu mai trebuia să-i mai arăți nimic, că-i scrisese mie un bilet, unde trebuie să fie. Așa mi-a spus să-i arăt casa, ca să mergă la sigur. Dar când se ies cu dumnealui de pe Maidan, tocmai trecea jupânul de la vale. Am lăsat pe persoana chestie să mă aștepte pe Maidan și am sărit gard peste unul și prin fundul curții. Că mi-era frică să nu dea jupânul cu ochii de mine, ori să fie acasă și să nu mă găsească. Prostule! Nu știi că dânaie de rând la noapte nu mai dă pacază până la ziua? Dar dacă mă găsea, pluteai dumneata pielea mea? Ei! Și zic, persoana chestiunea așteaptă pe Maidan? Da, și mi-a dat biletul acesta ca să ți-l aduc. Și nu mi-l dai mai de curând? Adu să văz! Dă-mi voie să-ți ofer cascut, umbrela și persoana mea. Go! Știi? De fapt nu sunt singură. Îl aștept pe Lulu. Frumos numești, că vine Javra. De fapt, el e un băiat bun și crest. Îl aștept de 2 ani. În fiecare zi pe mes mi-a promis că vine și că o să ne căsătorim. Și că o să mă ia cu el în Honolulu. Apropo, e departe Honolulu ăsta? Cât e ho-ho? Poate și de 2 ori pe atât. Poate până vine luăm un suc? Nu pot, îl aștept pe Lulu. Leanca! Încă văd-vă. Păi cine a pus cărcioma în drum? Ăla n-a fost om nebun! Băi, tată, băi! Un avocat de succes, care va să zică, dumneata, Leanca Văduva comersată de băuturi spiritoase. La hală dracului! Știu, lasă-mă să te întreb. Plătim licența, domn judecător! Aoleu! De ce? E păcat pentru mine, domn judecător! Lasă-mă să te întreb. Te las. Care va să zică dumneata Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase, ce reclam de la prevenitul Ian cu zugravul. Eu să trăiți? Să rămână, domn judecător, eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru o pâine. Dar și pus să semn de gând de la Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate mult de atâtea angarele pentru ca să mai mănânce o bucățică de pâine. Și nu ne mai dăm mâna să plătim licența. Licența o plătește domnitică? Domnitică? Să fie a dracului care minte! De ce? Nimeni nu are voie să vorbească până îl întreb eu. Dacă bună, vecine! Aveți gogoșari? Ce să avem? Gogoșari? Aici, țifonărie, de unde să avem gogoșari? Din piață! Care piață, soro? Și aici?
aveți? Ce să avem? Păi ce o luăm de la început? Gogoșari! Ce să faci cu gogoșarii? Să-i mâncați! Gogoșarii? Da! Păi de ce-ți mai trebuie dumneavoastră gogoșari dacă îi să-i mâncăm noi? Mie nu trebuie! Păi ne-ai întrebat dacă avem gogoșari? Ba da! De ce-ți trebuie? N-am ce să fac cu ei! Soră, ce vrei de la mine? Eu? Ce vreau de la dumneata? Nimic! Atunci ce cauți aici? Suntem! Aveți gogoșari? N-avem gogoșari! Așa aveți? Asta am vrut să știu! Poftim! Vă dau eu! Uite cum am vrut! Eu am vrut prea! Bună ziua, domnule doctor! Domnule doctor, mi-e foarte rău! Numele tale? Iolanda Mercedes s-a convertit! Ați mai fost astăzi de 3 ori? Da! Dar acum e rău! N-aveți nimic, de cu tălăceanu. Ia aspirin și un piramidon și strece. Păi turbațe! Nu știu ce să fac! Le am pe amândouă deodată? Nu, pe rând. Dă-i aspirina, apoi piramidonul. Dar dacă o mai ții, piramidonul strică! Nu, nu strică. Hei, Pato! Alo, da, mami? Da. Wow, da, o să fie super. Să iei globul noi și instalații, da? Bine, bine, pa! Mai lasă telefonul ăla toată ziua, mami, sus, mami, jos! Ce zic, mai e cazul ăsta, mami? Nu fiți rele, ca și voi sunteți la fel. Fără părinți nu se poate. Alina, și zi unde mergeți de sărbători? Eu merg cu sora mea la munte. Anul trecut a fost super, zăpadă, sane. Deci vedeți anul ăsta. Eu zic că la munte e cel mai mișto. Fiți atente, acum 3 ani. Oh, gură spartă, doamne, cât vorbești. Nu mor până la sfârșitul anului. Delia, las-o pe fată să răspundă. Deci, Alina, unde mergi? O să mergem la munte, la o cabană. O să fie petreceri super. Și că ești umbrat acolo. Noi doar o să ne împodobim. Și cu Ovidiu ce faci? Cred că-l iau cu mine. Mama e de acord. Cu tata e problema. Sunt convinsă. Give me five. Give me five. Elena. Elena, ce faci? Tu nu zici nimic? Ce să zic? Păi, unde faci sărbătorile? Ce vrei să-ți aducă moșul? Poate-ți curse la părintea când câștigi concursul. Eu nu fac nimic de sărbători. Vezi, fată, mai din cauza ta! Dar de ce, Elena? De ce nu faci sărbătorile cu prieteni sau cu ai tăi? Nu am prieteni, iar părinții mi-au murit când eram mică. M-au crescut bunicii. Acum 2 ani a murit bunica, iar la o lună bunicul. Cred că de dorul ei au fost căsătoriți 56 de ani. Eu îmi cer scuze că am întrebat, cred că ți-am stârnit amintiri care... Nu, îmi place să vorbesc despre ei. Când am să o vorbesc cu ei, le-am scris chiar și o poezie. Ce domnule, acasă? Da, dar... Mai tare ce spui, dacă l-a căutat cineva, că a plecat la țară. Nu asta să spui că a venit eu. Nu pot, domnule. De ce? El cu iată de aia. Bate, se deschide. Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat. Care va să zic că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Amice, ești idiot? Ba nu, domnule. Apoi nu zici că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Atunci acasă? Nu, domnule, n-a plecat la țară, a plecat așa. Unde? În oraș. Unde? În București. Așa zic că l-a căutat eu. Numele dumneavoastră? Ce-ți pasă? Ca să-i spui. Ce să-i spui? Eu ce să-i spui, eu ce să-i spui. Stai să-i spui, te repezi. Să spui că s-a întoarce că l-a căutat. Cine? Eu. Numele dumneavoastră? Desfață, dar mă cunoaște dumneavoastră. Suntem prieteni. Sunt fericit că lucrurile au mers bine, așa. Sunt fericit că copiii mei zâmbesc. Asta contează foarte mult. Dumneavoastră, publicul din această seară, atât dumneavoastră publicului, cât și telespectatorilor Prima, Alfa, vă dorim gânduri bune la început de an și numai realizări.